mare parte din oameni din chat mă cunosc deja. Acum hai să vă zic și cu ce mă ocup. Deocamdată sunt între două joburi unde tranziționez. Jobul meu în sine este zona, sfera de Power BI, de la solutioning până la execuție. N-aș fi vrut vreodată să mă rup complet de zona de development, că mi se pare că m-aș rupe puțin de realitate și de ce apare, mai ales la viteza cu care apare. O să-mi dau share screen la ecran ca să înțelegem puțin cam ce vrem noi să obținem astăzi. Pentru că plecăm de la ideea de cum se integrează Power Automate cu Power BI. Acum am nișat-o foarte mult pentru că am vrut să vorbim concret de cum putem să folosim datele din datasetul de Power BI, mă rog, ar trebui să le denumesc Lightroom Semantic Model, ca să fim corecți, care este noua titulatura datasetului. Dar ce vrem să obținem în sesiunea asta este să vedem cum putem să folosim datele acelea în Power Automate. Acum o să folosim un flow, aș spune, de o complexitate medie, în care vom folosi datele pentru a trimite anumite notificări pe mail. Ca să vă faceți o idee, și să mă duc puțin în Outlook, acesta este output-ul pe care vrem să-l obținem. Și anume, avem un dataset. Datasetul arată un model extrem de simplu. Nu avem decât fact table-ul nostru, avem calendarul și avem un mic tabelaj pe care nu îl vom folosi pentru Dynamic Row Level Security. Ce vrem noi să obținem este fiecare user care are niște booking-uri în viitor să primească automat un mail. Mailul va conține atât raportul cu ce booking-uri are în viitor, cât și câte booking-uri are în viitor. Deci dacă ne uităm, avem atașamentul, acest atașament va veni din Power BI, această cifră din mail va veni din Power BI. Ce avem nevoie pentru asta? În primul rând, acest raport pe care eu îl țin deocamdată în desktop deschis, pentru că îl vom folosi pentru a genera puțin cod, ca să nu ne complicăm, trebuie să fie publicat și să se afle într-un workspace. Când zic într-un workspace, mă refer la un workspace dedicat, nu vorbim de My Workspace. Asta o dată. Doi la mână, ne va trebui automat să avem o licență, fie un E1, E3 sau E5, de 365 de Office, astfel încât să putem să folosim Power Automate. Acestea fiind spuse, să începem. Pentru că, prima dată, ne vom duce în Power Automate. Bun. Mergem în zona de fie My Flows și îl vom crea, fie direct în zona de Create. Acum depinde foarte mult ce tip de flow vom dori să creăm. Avem zona de trigger automat. Ca să vă dau un exemplu ce poate să însemne chestia asta, este dacă aș avea niște fișiere care sunt salvate în fiecare dimineață într-un SharePoint, de exemplu. Acela poate să fie un trigger pentru mine. Când cineva a salvat fișierul într-o anume locație, el automat o să declanșeze flow. Automate trigger-ul, bineînțeles, se referă la ceva ce poate fi scanat de către Graph API și să vadă dacă s-a întâmplat sau nu. În cazul nostru o să plecăm de la un instant cloud flow, ca să nu ne complicăm că n-am decât, din ce mi-a scris eu, ori 10 minute. Deci chiar trebuie să fiu foarte eficient. Bun, trigger-ul o să fie manual, o să fie un buton pe care îl vom apăsa, bineînțeles, fie poate fi manual trigger, ce înseamnă că noi vom declanșa flow-ul sau am putea să punem un schedule. Dar o să mergem pe zona de manual trigger, deși îmi place canvasul nou, deocamdată nu mi se pare chiar funcțional, așa că ne vom duce pe canvasul vechi. Și bun. Bine, am vrut să-l încerc. Eu am încercat să-l încerc, dar mi se pare că în continuare are o problemă la paritatea funcționalităților. Am găsit chestii care în canvasul nou nu erau acolo unde trebuie. Noi stăm până la GA atunci. Ca să dau un exemplu, în canvasul nou m-am lovit de chestia asta când vreau să editez un cod HTML al unui mail și nu am găsit opțiunea în canvasul nou, efectiv. Bun, hai să dăm și nume. Și acum, haideți să luăm logic. Prima dată, ca noi să putem să extragem datele din acel dataset,
va trebui să iterăm. O să iterăm la nivel de user, pentru că noi trebuie să-i trimitem fiecare user propriul lui raport. Nu vrem să amestecăm borcanele, deci fiecare user trebuie să-și primească doar booking-urile lui. Sau ei, ca să nu discriminăm. Bun, pentru asta ne întoarcem puțin în Power BI Desktop, ca să înțelegem cum putem să generăm foarte simplu acest cod pe care îl vom folosi după aceea. O să vă anunț de acum că am activat un preview feature, deși nu putem să petrecem timpul neapărat astăzi, dar o să vă zic că am activat preview feature-ul de DAX Queries. Vi-l și arăt. Cine a folosit până acum DAX Studio e oarecum familiar cu ce înseamnă query execution plan-ul. Ne uităm aici, DAX Query View. Automat. Avem și What's New. Cu ocazia asta avem și What's New in Power BI. Na, așa un sumar putem să facem. Deci vorbim de noul button slicer care finally, într-un final, ajunge la aceeași paritate, spun că se mai avea nevoie de chestii gen chiclet. Avem toată zona de semantic model din Power BI Desktop care era deja, dar ocup, merită menționată. Avem zona de query view, când vrem să testăm codul. Și mai avem zona de copilot, n-am reușit încă să le fac să funcționeze, deci n-aș putea să vă zic cum este. Care se regăsește în două chestii. Una este copilotul pentru a te ajuta să scrii și a doua este Summary with Copilot Visual, care înlocuiește oarecum Smart Narrative. Vom putea să folosim copilot pentru a genera textul din Smart Narrative. Acum, până ne interesează doar zona de DAX Query View, văd ceea ce am activat-o. O să vedeți că apare brusc al patrulea buton. După foarte mulți ani avem un al patrulea buton aici. Și ne vom folosi de el puțin. Bun. Acum, noi am zis prima dată că ne va trebui lista de useri. Și atunci, hai să mergem direct în DAX Query View. O să-i dau un new query. Ce pot să vă zic despre chestia asta este că în momentul în care salvați Power BI-ul, o să vă salveze și toate query-urile pe care le-ați generat aici. Și vedeți că jos nu mai văd paginile din raport, ci văd pagini separate pentru fiecare query pe care l-am folosit. Acum, ca să generăm lista, evaluate, comanda pentru tabel, distinct, și o să luăm userul, îl luăm direct din bookings. Hai să vedem ce se întâmplă dacă rulăm. Mi-a generat lista mea de useri. După cum vedeți, avem user ABCD. Bun. Vom copia acest cod. Aș putea la fel de bine să-i pun și comentarii dacă vreau, funcționează efectiv la fel. Suntem obișnuiți din DAX. Dar hai să copiem codul, ne ducem în Power Automate, vom adăuga un step nou. Și acum, hai să căutăm comanda care se numește Run a Query. Dacă n-aș găsi eu, o văd jos aici, dar dacă n-aș găsi eu, pot să mă duc direct să-mi filtrez puțin sub categoriile în care caută. În cazul nostru putem să luăm Power BI-ul. Din nou, dacă voi scrie query, o să-mi găsească două. Ne interesează prima, pentru că prima se va folosi de DAX. Ca să fiu sincer cu voi, n-am încercat niciodată zona de JSON query. Și după ultimele 200 ani în care va trebui să lucrez împreună cu ceva din echipă cu niște JSON queries, aș sta departe de ele pentru că sunt foarte periculoase. Hai să-l selectăm. Bun. Și ne va întreba ce detalii trebuie să populeze. Acum, până să completăm, sunt niște mențiuni pe care trebuie să le facem. Extracția în sine funcționează atât în modelul de licențiere Pro, cât și în modelul de licențiere Premium, indiferent de tipul lui, fie că este PPU, Premium per User sau că este o capacitate Premium. Dar vine cu anume limitări, și anume, în extracție o să extragă dintr-un singur query 200.000 de rânduri sau 1 milion de valori. Un milion de valori, puteți să vă gândiți la footprint-ul pe care îl are. Dacă aș avea 100.000 de linii și 10 coloane, am ajuns la 1 milion. Deci automat pot să ating și a doua variantă.
Pentru această problemă există o soluție. Cine este interesat poate scrie în chat, poate să, la final o să salvez și un link al unui filmuleț făcut de Ruth Curbal, mai precis, în care explică cum poate fi paginată extracția. Asta e una din limitări. A doua limitare, dacă cineva vrea să ruleze un astfel de flow pe o capacitate premium, recomandarea personală este monitorizați puțin capacitatea. Când vorbim de modul de licențiere pro, resursele sunt share-uite. Când vorbim de o capacitate premium, s-ar putea să o omorâm. O alternativă pentru a face ceva similar, deși n-am putea neapărat să o aducem chiar la același nivel, ar fi zona de paginated reports. Cu mențiunea e că acțiunile de paginated reports din Power Automate, din păcate, nu au fost modificate conform schimbărilor pe care le-a dus Microsoft în service, ceea ce înseamnă că și în modelul de licențiere pro mă pot folosi de paginated reports. Acțiunile din Power Automate pentru paginated reports vor necesita o capacitate. Deci poate o să schimbe, deocamdată nu. În cazul nostru, haideți să continuăm. Workspace-ul, când vrea să-și încarce, demo automate, dataset-ul, vom avea unul singur. Și acum, cine interesează pe noi, este zona de aici de query text. Mă voi întoarce în Power BI, copiem, îl vom pune aici. Nu o să intru deocamdată în zona de advanced, îi dăm un save ca să facem un test. Bun, hai să și redenumim pasul că ne vom folosi puțin de el. Bun, hai să vedem ce se întâmplă când rulăm. În cazul nostru n-a mai fost rulat flow-ul până acum, deci automat trebuie să-l rulez eu manual, prima dată. Dăm un continue, run flow. Bun, hai să vedem ce se întâmplă. Bun. Acum, văd inputurile pe care le-a transmis. Văd outputurile. Output în sine este un array. Dacă aș vrea să văd detaliile, ne ducem direct pe show row. Cu mențiune că dacă aveți vreodată un query foarte, foarte lung ca și output, nu o să mai arate atât de drăguț, o să vi-l deschidă într-un tab nou cu totul. Și recomandarea ar fi să aveți un add-on în browser pentru JSON Formatter, ca să puteți să citiți ceva din el. Dar cine va interesa pe noi acum e să înțelegem puțin structura. Și avem primul nivel body, al doilea nivel first table rows. Pe noi ne va interesa să mergem în zona de first table rows, toată zona de body vom renunța la ea și acum să continuăm puțin, îi dăm un edit. Primul pas pe care îl facem, să simplificăm puțin JSON-ul în care lucrăm, luăm un pas de compose. Ne va interesa, după cum am văzut noi, zona de first table rows. Hai să-l selectăm, îi dăm și un nume. Nu o să-i dăm run direct, ci ne vom gândi acum ce pas urmează să adăugăm. Noi am obținut lista de useri. Ce ar urma acum ar fi să începem să rulăm un query pentru fiecare user. O să avem un loop pentru fiecare user să rulăm și să trimitem mail. Acum, haideți să adăugăm pasul, o să căutăm apply to each, ce pas ne interesează pe noi, dynamic content, de aici dacă nu apare el automat, și ne va interesa pasul premergător de compose. Dăm un OK, bun. Acum, eu știu că aici, în array, am o listă întreagă. Va trebui să extrag fiecare valoare. Și acum, ca să ne simplificăm puțin viața, din nou adăugăm un pas de compose.
Bun. Și vom scrie o expresie. În primul rând, ne ducem pe el. Punem get user. Input, ne ducem în zona de expression. De aici. Și acum, ne apucăm să scrie puțin cod. Suntem într-un loop, ceea ce înseamnă că automat ne vom folosi de zona de item, astfel încât să știe care este rândul pe care se află el din array în acest moment. O să folosim semnul întrebării pe care încerc să le explic pe cât de bine pot în limba română. În engleză vine de la Safe Navigator. Ce controlează el este dacă pasul lui îi returnează la acest nivel de item sau la orice nivel vom folosi semnul întrebării o valoare blank sau null, automat nu va mai declanșa o eroare și ne va returna valoarea de null. Bun. I-am zis că se uită pe rândul curent, unde se află semnul întrebării. Și acum, trebuie să-i spunem ce exact are el de adus. Acum, deschide parantezele, pentru că automat trebuie să-i spunem numele fieldului. Hai să vedem ce se întâmplă. Dacă nu sunt sigur de numele valorii, putea rula un test, astfel încât să vedem ce se întâmplă. Ceea ce este exact ce vom face acum. Cum am rulat deja odată flow-ul, acum avem și flow-uri care au rulat istoric, deci pot să selectez și un trigger din trecut, nu contează că i-am mai adăugat pași, el va folosi doar acel dat din acel historical run. Dăm un test. Să vedem ce se întâmplă. Păi testarea intermediară care te ajută să-ți validezi corectitudinea pașilor, corect? Corect. Acum deocamdată n-a dat eroare, ceea ce înseamnă că am reținut foarte bine numele fieldului, dar dacă vreau să văd care este numele exact din pasul de compose, când mă duc la input sau chiar și în cel de running the DAX query, aici pot să văd exact numele coloanei. Numele în sine o să fie format mereu când rulăm acest tip de acțiune dintre tabelul și numele coloanei din acel tabel. Asta e metoda prin care pot să mă validez când scriu. Dacă n-aș fi fost sigur de nume, aș fi putut să-l iau automat de aici. Acum, încep din nou în edit pentru că noi am generat aici un new user ID. Acum, bineînțeles că acest user ID corespunde modelul nostru de date, pentru că de acolo l-am extras inițial. Noi ce va trebui să facem acum este să rulăm din nou un statement care să verifice extracția de date pentru acel user. Și acum, în cazul nostru, ca și use case, ce ne trebuia este din date. Trebuie să punem filtru per user respectiv și după aceea să ne uităm doar la booking-urile pe care acea persoană le are în viitor. Ca să ne facem viața simplă, le putem seta ca filtre inițial și să vedeți după aia de ce zic asta. Week offset-ul este cel care va rămâne. De week offset nu o să ne atingem după aceea. Dar de zona asta de user ID ne folosim doar ca să generăm codul ca să ne apucăm să scriem noi manual acest cod. Cum putem să citim pe acel cod? Este ne ducem în performance analyzer. Îi dăm start recording și în momentul în care i-am dat start recording, vedeți că aici îmi apare o iconiță nouă. Pentru că am două variante, fie pot să-i dau refresh la toată pagina și o să-mi reîncarce toate elementele vizuale pe care le am, sau pot să-i dau doar pe acestui visual. În cazul nostru o să mergem doar pe acest element vizual. Ok? Acum. De ce am vrut să folosesc zona de DAX Query View este pentru că odată cu update-ul de luna asta avem și o nouă opțiune. Până în acest moment aveam doar zona de copy query, ne duceam noi într-un notepad, îl formatam drăguț și după aia ne ducem mai departe. Acum îl avem aici. Dacă dau click pe el, îmi va arăta codul folosit în spate pentru a genera acele valori. Avem filtrul pe care l-am pus pe quick offset, pentru că vroiam doar ce avem
ca și booking în viitor sau în săptămâna curentă. Avem filtru de user pe care îl vom schimba după aceea să fie dinamic. Aici vedem ce sumarizează. Acum avem un pas de care trebuie să ne atingem puțin pentru că trebuie să dispară, și anume acest primary window. Acest pas este adăugat de Power BI automat, deoarece el are o regulă de limitare a rândurilor pe care trebuie să le încarce. De-aia, dacă v-ați întrebat vreodată de ce dați scroll și l-am dat durează mai mult să încarce, este tocmai că ajunge la acea limită de 501 și trebuie să încarce din nou 500 de rânduri. În cazul nostru, noi nu dorim să avem acest pas. Bun, îl vom șterge. Dar în momentul în care îl șterg, o să am o eroare. Pentru că ele erau într-o ordine. În evaluate, el a luat pasul care nu mai există în acest moment. De-aia, dacă ne uităm aici, avem acest pas, din păcate el nu mai există. Ce trebuie să facem este ne ducem aici, copiem numele variabilei, nu și state.ul de var. Și zic asta pentru că eu am pățit-o într-o seară pe obosit, fiind copiam cu tot cu var și nu percepem de ce nu merge. Și acum, luăm acest cod. Foarte frumos. Ne vom duce în Power Automate. Suntem în loop. Adăugăm un pas nou. O să fie exact același pas. Dacă ar vrea să și arate rapid. Deși, haideți să facem ceva. Să vedem dacă merge. Sunt tare curios dacă va merge astăzi. Ca să ne batem în capul să selectăm tot. Ne ducem, copiem pasul și sperăm că va merge. Copy to clipboard, uneori mai face și figuri. Da, hai că avem noroc. Bun. Azi e cu noroc. După fail-ul mare, corect. Au dat drumul la toate butoanele, știi? Hai să mai copiem o dată. Și vom înlocui codul. Acum. Am zis că este ceva ce trebuie să schimbăm, și anume, dacă aș rula codul ca atare, el ar rula automat doar pentru user C, având această valoare codată direct, nu va funcționa. Ce trebuie noi să facem este ne ducem aici, selectăm user C, vom lăsa ghilimelele însă, ok? Și acum, ne ducem în dynamic content și mă duc pe get user. Ce îi spunem noi acum este... În pasul de compose o să iei valoarea de user, după care automat o să dai mai departe în acest query aici. Hai să vedem ce se întâmplă. Facem un test. Dăm un save. Luăm trigger-ul din nou. Bun, a mers. Acum, văd că a rulat de 4 ori. Very nice. Dacă mă duc oricare din pași, o să văd că... Da, bine. That's really helpful, dar să spunem. Nu mi-a luat o valoare, după cum vedeți. De-aia ne dădea și pasul blank. Mă duc din nou pe el, din nou. Hai să vedem de ce. Bun. Dacă avem o problemă, cu siguranță o să o avem aici, în acest pas. Și a avut propria lui voință. Că tot speram că nu o să facă figuri. Item bookings. Sperăm să fie bine, nu? Sperăm. Interesting. Returnează lista, suntem bine. Bun. Bun, bun, bun. Acum vedem că a mers.
Așa, acum. El ne va extrage automat un raport. Ca noi să avem toate elementele pregătite cu ceea ce avem nevoie, înseamnă că ne mai lipsește valoarea din mail. O să deschid din nou un mail. Noi am generat datele pe care le vom folosi aici. Ne mai lipsește valoarea asta, aceasta aici de 87. Acum, dacă mă duc înapoi în Power BI Desktop, noi avem aici o cărticică creată. Dacă îi dau refresh acestui visual, o să mă duc în DAX Query View și acum. V-ați aștepta să fie un measure simplu? Nu este. Deoarece și când vine vorba de card visual, în sine el tot o matrice tabulară este. Și atunci, la ce ne vom folosi noi acum este, o să generăm acel query care, din nou, o să fie un tabel. Chiar dacă o să fie un tabel cu o coloană și un rând, este în continuare un tabel. Și vom accesa valoarea astfel încât să o păstrăm, să o folosim în mail. Nu ne batem capul să folosim acest nume mult prea lung. Hai să spunem direct simplu Future Bookings. Îl copiem cu totul, dar înainte de asta, haideți să generăm pas. Din nou. Ne ducem, îl copiem. Mai clipboard. Future booking value. Datele de workspace rămân la fel. Ce vom schimba? Da. Dacă aș fi și copiat-o și nu. Visualul pe care mi l-a pastuit și din nou ce trebuie să schimbăm, user A, automat îl înlocuim cu valoarea din get user din compose. Și iarăși să-i dăm un test. Bun. A rulat raportul pentru user B. Dacă mă duc pe show raw outputs, o să-mi arate toate bookingurile pe care are acel user. În continuare este un array de care ne vom folosi. Bun. După cum spuneam, o singură valoare. Aceasta este valoarea de care ne vom folosi pentru a o scrie în mail. Acum, avem datele aproape pregătite pentru a scrie mail. Ce e denotat, și o să deschid un flow istoric să ne uităm puțin. Tan, 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 tan. Bun. Acum. N-aș vrea să-mi complic oamenii cu aceste valori inumane de tabel plus coloană. Și poate și avea și niște coloane la care vreau să renunț. Ca să vă dau un exemplu unde este utilă zona de renunțat, este dacă ar trebui să extrag date cum anume pagination, să rulez același query de mai multe ori, aș avea nevoie de o coloană de index pe care să pot să folosesc pentru filtrare. Poate de acea coloană de index n-aș vrea să o trimit mai departe sau să o folosesc și atunci pot doar să renunț la ea direct. Acum, întrebare, cum vom face chestia asta? Bun. O să-mi copiez numele de coloane de aici, pentru că n-aș vrea să mă apuc după aia să scriu de mână tot. Deschidem un nou pe drăguț. Este eficient. Sau leneș, depinde cum vrei să spui, dar da, hai să o marketăm ca și pe eficient. Bun. Și acum, ne întoarcem înapoi. Între cei doi pași pe care avem deja de extracție, vom căuta zona de CSV. Nu o să ating metoda de a crea un Excel, că am avea nevoie de puțin mai mult de doar o oră și ceva pentru a face chestia asta. Așa că ne vom limita la un CSV. Acum, eu o să înceară un input. Inputul meu, la fel ca în pasul premergător, va fi first table rows.
care ne returnează întreg datasetul nostru extras. Dacă mă duc însă pe Show Advanced Options, văd că am o nouă opțiune aici, care îmi spune cum să genereze coloanele. Și aici, automat, dacă las pe automat, valoarea pe care o primește este valoarea pe care o să folosesc și la rândul. Dacă mă duc aici, am o opțiune de custom pe care o vom folosi. Bun. Haideți să-i dăm un nume. Prima era Booking ID, dacă nu mă înșel. Dar îl avem în note, nu trebuie să ne închinuim. Bun. Da, este. Și acum. O să mă duc puțin în acest pas, astfel încât să înțelegem ce va trebui să extragem. Pentru fiecare rând, și nu pot să mă duc în jos, așa că o să folosesc ca model cel de la Booking Value, astfel încât doar să înțelegem ce va trebui să facem. Din acest output de query, va trebui să accesăm first table rows și după aia să ne ducem în future booking, astfel încât să luăm valoare. Bun. Cum facem chestia asta? Și avem o formulă scrisă deja, astfel încât să ne facem viața puțin mai ușoară. Ce ne va trebui însă pentru chestia asta este să-mi iau numele pasului. Bun. Mergem din nou Notepad. Înlocuim. Bun. Și acum pot să vă și explic. Am copiat numele pasului premergător pentru că eu o să mă leg la output-ul acelui pas. De-aia avem funcția de outputs și pasul în sine. După care, vedeam de cum accesăm nivelul pe care îl dorim. Automat îi vom spune și ce trebuie să extragă, la fel ca Power Query cu care suntem obișnuiți, este zero index based, de-aia punem 0, vrem primul rând, de fapt, și îi vom spune numele coloanei. Bun, hai să vedem ce se întâmplă. Pentru că noi în acest future bookings va trebui să înlocuim cu booking ID-ul, că era cel care ne interesa pe noi de fapt. Îi dăm un nume, după care ne vom duce aici la values, expression și o să copiem valoare. Dăm un OK și facem un test, astfel încât să nu stăm să le scriem pe toate, neștiind dacă va funcționa sau nu. Bun, bun, bun. Și... voilà! Era. Voilà. Bun. Haideți să vedem unde puteam să avem vreo greșeală pe aici. Mergem din nou în flow-ul istoric și ne mai uităm atât. Bun. Avem body, după care avem resulturile și first table rows. Ăla nu se mai închide. Corect. De fapt nu. Se închide. Se închide aici. Îl deschide aici. Îl închide aici. Cel mai probabil, problema noastră nu este neapărat când vine vorba de ce am făcut noi aici, ci problema este o problemă de naming. Și acum, haideți să ne uităm aici. I-am dat valoarea aici de Booking ID, direct, pe când el își dorea complet. Deci trebuie să pui și table name. Corect. Cum apare aici, trebuie să fie identic folosit în partea cealaltă. Dacă aici mi-apare cu numele tabelului și coloana, este exact același lucru de care am nevoie și în partea cealaltă. Haideți să ne ducem din nou. Ai făcut-o un par pas. Booking ID-ul, update. Și hai să vedem ce se întâmplă pe flow care înainte a dat eroare. Acum nu mai am vreun fail plan, ar trebui să funcționeze. Momentul adevărului. Și a rulat. Verde.
Bun, ne ducem pe pas, vedem că a redenumit coloana și ne-a pus valorile. Acum, haideți să-l și terminăm, rapid. Ce mai avem noi pe aici? Următorul era booking date-ul. Bun, hai să le punem pe toate, de fapt. Revenue. Aia mai avem customer-ul. Și ultimul era confidence score-ul. Haideți să punem și pe ăsta. Ca să fim eficienți, luăm formula. Bun. Primul era booking date-ul de care avem nevoie. Vrei un hint să fii și mai eficient? Că le-ai copiat odată pe toate. Windows V, ai history la clipboard. Valabil în Windows 10 și Windows 11. Dacă îi dai turn on... Dacă le-ai activat, nu știam de el, dar știam că nu l-am activat niciodată pe ăsta. Funcționează și valabil pentru toată lumea. Anumite chestii pot fi pinuite și pentru după ce restartezi calculatorul. Și eu îl folosesc tot timpul, tocmai din cauza asta de lene maximă, adică eficiență maximă. Ctrl-C, 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 dacă am 5 chestii de copiat, după aceea Windows V și dai paste la ce ai nevoie. Bun, hai să le și punem acum. Tam, tam, tam. Bam. Bam. No. Ok. Și vedem ce ne-a învățat Cristi. Booking date-ul era deja făcut. Deci, în următorul. Suntem pe zona de revenue. Vom selecta tot. Windows V. Le ducem pe ecran. Ok. Și aici avem potential booking-ul. Bun. Next. Ok. Uităm pe customer. Și ultimul era confidence-ul. Haideți să vedem că și merge. Că ăsta e genul de pas în care e destul de simplu să facem o greșeală care să oprească flow. Bun. Și a rulat. Acum. Vom avea datele pe care le vom atașa. Automat ne mai trebuie și valoarea pe care o vom folosi în mail. Bun, și cred că am făcut o greșeală, dar vom afla imediat. Și da, am făcut o greșeală. Dar hai să extragem valoarea prima dată și pe aia vedem. Bun, acum. Dacă ne întoarcem, ce ne va trebui nou aici este acest future booking. Acest future booking, ca să nu ne complicăm, nu. Ne ducem expression-ul, parantezele, ok, și era future booking, dacă nu sunt convins, pot să-l verific din nou, să-i dau copy-paste. Bun. Ok. Îmi spune individual value și mai dăm un save. Acum. Haideți să vă zic ce vreau să verific eu aici. De ce mi se părea că am făcut o greșeală. Noi am extras un array întreg.
În cazul lui, am intrat în structura lui și am extras zona de booking ID. O să-i dau un save ca să vedem ce se întâmplă. Dăm și un run. Ne cerem pasul de deploy to each și ne cerem pasul de create CSV. Unde am greșit eu este că noi nu aveam nevoie de poziția de index în cazul acestui output, ci doar în cazul valorii pin individual. El ce ne-a făcut nou aici a fost doar să ne repete aceeași valoare, de sus până jos. Și ce facem ca să corectăm chestia asta? Doar ne vom duce aici. Hai să vedem ce se întâmplă dacă scoatem zona de... poziționare. Ce mai poate fi menționat și e destul de important, am avut un caz în care un query anume era folosit pentru a scrie mai departe în niște locații. Un control pe care ar trebui să-l fac este să mă asigur că output-ul meu întotdeauna o să returneze ceva. Pentru că dacă îmi va returna un array gol și am pași mai departe care folosesc acel output, o să-mi dea erori. Asta e ceva ce putem să tratăm fie din zona de Power BI, pot să-mi creez un measure special care să-mi returneze, nu știu, vă dau un exemplu, o funcție de coleșe, sau pot folosi aici, în pasul de compose, o funcție de coleșe, astfel încât să-mi returneze ceva pe care să pot să pun o condiție. Bun. Hai să vedem că rulează, să vedem ce se întâmplă. Nimic bun. Foarte frumos. Ok. Tan, tan, tan. Să vedem de unde. Bineînțeles. Output-ul nostru mai lăm o dată, ne uităm la el. Era zona de extract data, so that should fix it. Bun. Dar, de fapt, hai de să ne chinim. Hai să luăm un text editor nostru foarte, foarte fancy. Cel mai. E cel mai fancy și ăla care este gratis. E un îndemână, asta e. Dar, mă rog, acum hai să ne uităm. Ce am putea noi, ce problemă am putea noi să avem? Bookings-ul cu booking ID-ul este ceva ce putem să verificăm dacă vrem, dar nu ar trebui să fi fost asta problemă. Ok. E cu single apostrof sau cu ghilimele acolo? Este dar single. Single. Da. Dar, hai să vedem dacă n-am făcut un pas când vine vorba de output. Pentru că noi am luat acest pas, ok, ne-am dus în output și l-am controlat cu tot. Haideți să vedem ce se întâmplă cum aveam cazul aici. Dacă... ar vrea Power Automate să funcționeze și să ne arate și nouă ceva. Nu te ascunde, te rog. Din păcate nu-l mai vedem. Dar, dacă vă mai reamintiți... Da, uite, Aurora zice, vezi în flow care mergea deja, care merge deja. În flow care, adică uite aici, ce a fost diferit, acolo, este că ne-am uitat în levelul în care este el în acel moment. Mai ai items acum?
Nu, pentru că acum ne-am dus direct outputs, da. În output. Ce vom face este, cum avem aici pasul, ne vom duce la și modificat. Bun, vrem să fim siguri, suntem siguri. Bun, facem și munca mai urâtă de a corecta. Și dacă tot suntem aici, haide să-i aducem și sfera de Safe Navigator. Bun. Și nu mai avem decât încă unul, de fapt. Primul era deja făcut. Bun. Îl salvăm. Asta e chestia pe care o încerc acum, ca să fiu sincer, asta nu mai e un test. Aici doar n-am mai vrut. Individual, până se punem asta, părea să fie. Yep. Dar... nu o să am chiar încredere în el, pentru că noi am folosit inițial funcția de item, când am generat. Items este ceva ce ne-a luat el după aceea. Haideți să vedem dacă ne lasă să salvăm. Bun. Și nu! Da, bucuriile demo-urilor live. Live coding-ului. Păi ziceai tu un pic mai devreme că nu merge. Uite că s-a întors. Da, s-ar putea să nici nu fie de la, de la noi. Și așa pare. Da, asta e puțin dubios acum. The column value could not be evaluated. Template item. Uite că scrie acolo error details. Poți să dai un pic scroll în dreapta? Because booking ID cannot be selected. Bookings, booking ID cannot be selected. Exact, cum zice Aurora, dacă nu se întâmpla, era plictisitor. Arată-ne codul de la celălalt flow care merge. Care este codul pe care l-a generat automat și... da, bine. O să mă duc înapoi puțin pe cel care a rulat, pentru că mi-am dat seama de ce cred. Suntem în apply to each. Acesta era pasul care ne-a dat nouă eroare. Și într-un mod amuzant, n-ar fi trebuit să fim mers. 4, 5. L-a spus pe ecran și încerc ceva în același timp. Real life. Când te și lovește și nu știi de ce. Și orice ajutor e bine primit.
Ce coloane ai definit acolo în CSV table? Ai booking ID-ul definit. Yep. Pentru că e fix cel care ne-a dat deci. Booking cu booking ID. Ăla e ăla dinainte, dar în create CSV, acolo unde ai fail-ul. Hai să-i dăm un edit. Ne norocim pe asta, pentru că m-am prins ce făcusem eu greșit inițial. Cred. Bun. Booking ID cu Booking ID. Okay, unde greșisem și voi, adică n-ați văzut pentru că eram pe celălalt ecran. Noi aveam item, după care aveam zona de navigare, după care aveam zona de coloană. Ce el nu mai avea nevoie, de fapt, el nu mai trebuia să intre în body și după aia în first table rows, pentru că output-ul lui deja era first table rows. Noi deja eram la nivelul acesta aici. Aveai deja valoarea exact. Și trebuia să te referi direct la ea. Exact. Ce a trebuit să facem este, o să vă arăt asta pe codul de aici, este toată zona asta pentru că el nu mai accesa structura în sine. Era doar să lăsăm direct cu numele coloanei. Mm-hmm. Și bineînțeles că aici nu mai era output, ci era zona de item. Bun. Mai facem un test. Să ne asigurăm că totuși funcționează. Și dacă funcționează, suntem 90% gata. Bun. A rulat. Verde. Put. E bine. Putem să continuăm. Acum, ne mai trebuie pasul să trimită mail-ul. Și atunci, haideți să ne începem pe send item. Ce e important de menționat aici, când vine vorba de acțiune în sine, este să ne uităm ce tip de acțiune este. Avem două variante. Avem zona de 365, care este zona de Enterprise și mai avem zona de Outlook.com. E ceva la, e o chestie la care să fim atenți, pentru că dacă vom selecta Outlook.com și încercăm să ne logăm, o să vedem că nu merge. Bun. Acum, ca eu să trimit mail-ul, trebuie să mă leg de user, pentru că știu structura userului în sine. În cazul meu, am luat ca și exemplu că structura user principal name-ului este adresa la care vom trimite mail-ul, va fi user ID-ul at domeniu. Ca să facem asta, zicem într-un pas de compose. Bun. Pauzul și. Fie putem scrie funcția, fie putem să fim foarte leneși. În acest moment vă zic sincer că o să fiu foarte leneși. Ducem în jos, mult mai în jos, până ajungem la zona de get user. Zona de get user ne spune este user A, user B, user C, user D. Și o să avem asta cu micran.com. Ok, generate mail. Unde trimitem noi mail-ul, dynamic content. Aici subiectul o să fie Your Future Bookings. Un singur coment, Micra sau Micran? Nu e nici, dar vă las să meargă, că va funcționa cât să testăm. Astfel încât să nu scriu până trec două meniuri. Am înțeles. Bun. Și acum. Have și ce ne va trebui acum este acel individual value. Am scris mail-ul, luăm valoarea în mail. Ce ne va mai trebui acum este atașamentul. Ca să ne folosim de atașament însă, fie îi vom da un nume și îl vom numi standard your bookings,
să numim frumos ca să nu arăt urât. Și ne va trebui content. Contentul l-am generat deja, pentru că l-am generat în pasul în care am creat CSV-ul. Bun? Dacă ne ducem în jos, avem acest pas. Create CSV table, de care ne vom folosi. Ok. O să mă pun și pe mine în CC, astfel încât să vedem mail-urile. Îi dăm un save. Și îi dăm un run. Am făcut totul aproape perfect. Și e aceeași eroare pe care am avut-o și mai devreme, când am testat puțin. Dacă ne dă din nou când vom da testul, știm ce avem de făcut. Da. Pentru că nu ne vom mai lăsa să testăm, o să-i dăm direct run. Ca și cum ar rula în mod normal. Din live. Asta cred că e, o problemă, e încă o mică problemă de la problemele de astăzi. Pentru că acum va rula liniștit. Da, există o limită de teste în aceeași sesiune sau? Nu. Singura limitare de care m-am lovit la testări este dacă nu mai știu timpul de execuție. Dacă are un wait time mai mare de 10 minute, la un moment dat se oprește. Da, logic. Există o limitare de genul ăsta, nu 10 minute. Bun, și haideți să vedem ce a rulat până ne uităm la mail. Bun, a generat bine mail-ul. Dacă ne uităm aici la values, vedem că din nou avem o problemă. Ne-a generat frumos zona asta de future bookings, dar aici în output nu ne-a generat absolut nimic. Și atunci, intrăm puțin și verificăm pasul în sine. Ne ducem în individual values, vedem ce a făcut și avem items. E, aici avem o problemă. Pentru că pe noi nu ne interesa zona de items neapărat, ci ne interesa zona de output, dacă din ce spuneam noi. Și atunci, haideți să vedem ce se întâmplă dacă înlocuiesc funcția în sine. Scot zona de input pe care aveam înainte. Ok. Avem zona de future bookings. Haideți să vedem ce se întâmplă dacă ne vom lega de output și nu de către item în sine. Îi dăm un save. Interesting. Get individuals așa, not defined in the template. Pentru că noi avem un nume aici, avem un alt nume aici. Putem să-i dăm deocamdată update, îi dăm rename, doar să copiem pasul. Am dat update, vedem ce se întâmplă când îi dăm save. Nu avem erori. Dar nici testul nu ne va mai lăsa să-l facem, probabil. Din păcate, va trebui să-i dau tot run de la capăt. Haide să vedem. Haideți că a mers. Și haideți să vedem dacă a și funcționat. Get individual values. Îmi extrage în acest moment zona de da. Valoare în sine. De ce? Pentru că ne-am legat de output, nu ne-am mai legat de rând în sine. Aici era locul unde trebuia să ne legăm de output și să ne folosim de indexul de pozițional, astfel încât să aducem valoare. Să ne uităm și la mail. L-a trimis OK, avem valoarea în mail. Mai avem o problemă însă. Și o să deschid un mail, să ne uităm puțin. Am acest atașament cu care pare că nu am ce să încep. Pentru că dacă încerc să deschid, nu o să funcționeze. De ce? Pentru că în are extensie. Dacă mă duc în zona de edit, i-am pus un nume, dar nu i-am pus o extensie. Nepunându-i o extensie, de fapt, noi i-am dat un data type. Dacă o să pun tot CSV, dau un save și dau din nou run. Generăm din nou. Cât m-am chinuit eu cu chestia asta la un moment dat. Singur. Și trebuia să trimit, să atașez orice. Adică luam dintr-un form care avea atașament
și trebuia să le duc în altă parte. Ah, ce m-a chinuit partea de atașament. Bun, și vedem că merge. Dacă deschid pentru user D, dacă deschid pentru user A, văd că am valori cu mențiune că am o mică problemă. Nu o să mai avem timp să o rezolvăm acum, însă în cazul lui user A avea 87 de booking-uri în viitor. Era normal să aibă și un raport atașat. User D însă are, văd că are 0 bookings. Deci, teoretic, dacă aș deschide ăsta, teoretic ar trebui să-mi dea exact nimic. Și îmi dă exact nimic. Ce aș fi putut să fac acum este să mă uit în cod și să-i pun o condiție. După ce extrag valoarea... Verifici dacă e mai mare ca 0. Exact. Ce ar fi însemnat asta însă ar fi fost să schimb puțin ordinea în care execut. Prima dată aș fi scos valoarea individuală, aș fi extras-o, aș fi pus condiția și abia după aceea aș fi rulat acest extract data. De ce? Pentru că aș fi pus condiția să văd dacă este mai mare ca 0, astfel încât să am două acțiuni separate. Una este să trimit mail-ul să-i zic you have 0 bookings fără niciun atașament și flow-ul paralel, dacă ar fost mai mare de 0, ar fi fost să intre să extragă datele, să creeze CSV-ul și automat după aceea să trimită mail-ul cu tot cu atașament. Acum, ăsta e doar un exemplu. La ce pot fi folosit datele se reduce la cât de creativ suntem. Am văzut cazuri în care a fost folosit pentru a monitoriza performanța unor echipe, inclusiv a informa șeful. Aveau niște acțiuni de luat săptămânal, dacă nu le luau, se rula scriptul, vedeau că nu s-au luat acțiunile, era informat pe Teams direct managerul persoanei respective, pentru că ne permite să ne legăm și de faptul că avem acțiunea de outlook pe care am folosit-o astăzi, dar la fel de bine am fi putut, de exemplu, să lăsăm un mesaj pe Teams. Cu mențiune că atunci când scriem un mesaj pe Teams, va fi puțin mai complicat să trimitem și un atașament. Pentru că în mesajele prin individuale nu vom putea pune atașamentul, îl vom salva într-o locație, vom lua link-ul și vom crea un hyperlink în mesaj. Dar zona de creativitate este unde vrem noi să ne ducem. Cum am eu o întrebare aici. Te rog. În Teams poți pune rezultatele unui compose care e HTML table? Să pui direct table? N-am încercat, ca să fiu sincer. În teorie ar trebui să poți. Nu știu, Aurora, te-ai jucat cu așa ceva? Să pui... Să creezi un HTML table și să-l postezi în Teams. Eu am reușit să fac să-l scriu în SharePoint. Hai să vedem. Hai să începem zona de channel, că zona de channel trebuie să ai puțin mai multe opțiuni. Da, văd că te lasă, uite. Ai pe opțiunea de cod direct, dacă vrea, deci da, se poate. Pe care îl poți crea mai sus. Corect. Și după aia poți să-l dai mai departe. Deci da. Răspunsul la întrebarea ta e da. Super. Mersi. Bun. Haideți să mă și opresc că văd că e și 20. Mai avem 10 minute. Da, dar am cam atins cam tot ceea ce vroiam de fapt să atingem. Acum nu știu dacă aveți întrebări. Trecând peste dificultățile pe care le-am creat intenționat în comparație cu cele care au fost involuntare. Nu par a fi întrebări în chat deocamdată, dar nu e târziu încă. Corect. Mie mi-a plăcut foarte mult. Adică până acum n-am mai făcut chestia asta să rulez DAX queries direct în Power BI. Îmi luam datele din tot felul de locuri sau trimiteam mail-ul sau trigăruiam refresh-uri, dar chestia asta cu rulat DAX query-ul din spatele unui visual ca să-ți aduci datele, pentru mine e nouă și mi se pare foarte tare. Cum ai zis, doar
trebuie să-ți dai seama unde poți să o folosești. Uite, și Aurora tot refresh-uri mai mult și nu DAX queries. Am mai trimis mail-uri, subscriptions, chestii de-astea simpluțe, dar n-am avut legături foarte mari cu Power BI-ul, în afară de chestiile clasice. Gata, mi-am pus butonul și i-am dat refresh. Și mi se pare foarte tare. Și acum, de când avem și Query Editor, DAX Query Editor în Power BI, e mult mai ușor, nu mai ai nevoie de DAX Studio și așa mai departe. Corect. Pe de altă parte, ai zis o chestie la un moment dat și referitor la tabelul din spate. Fiecare visual are un tabel în spate. Yep. Pentru cine nu a văzut seria lui Brian Grant, DAX Elements, cred că îi spunem. Exact asta spune el. În spatele fiecărui visual de Power BI, indiferent că orice punem pe Canvas, e un visual. În spatele lui este un summarized table pe care DAX Engine îl face și pe baza căruia visual calculations, ce o să apară, pe baza rezultatul de acolo, tabelului sumarizat, pe ăla va rula și Visual Calculations. Și mi se pare foarte tare. Cine nu a văzut DAX Elements, și o să-l caut, să-l pun pe chat sau vi-l trimit, este foarte, foarte mișto toată seria lui Brian Grant. Explică ce se întâmplă de fapt în spate și cum ajunge Power BI să interpreteze, să ia codul din DAX și să-l pună într-un orice tip de visual. Nice! Foarte, foarte mișto. Ia uite, Aurora a învățat mult, mai ales troubleshooting. Ceea ce mi se pare foarte tare. Dacă nu știi să-l faci, rămâi cu codul în față și aia e. Poți să iei și pas cu pas, adică vezi unde ți-a stricat ceva și în cel mai rău caz, mai intră de la prietenul meu cel mai bun care e CGPT-ul, adică. Corect. Dar cum vorbeam la început, și la ChatGPT trebuie să iei așa, cam ce zice cu un grain of salt, să iei ideea și nu să te bazezi 100% pe el, guideline-ul și să-l corectezi atunci când greșește. Da, aștept copilotul. Toți îl așteptăm, Aurora. S-ar putea, dacă ajunge să fie copilotul în Power BI, în release-uit public, în aceleași condiții ca cel de Microsoft 365, cred că îl mai așteptăm o perioadă bună. Și aici mă refer la numărul minim de licențe ca să-l ai available. 300 de licențe. Nu știu sigur cum va fi în la Power BI, dar va fi tricky și nu știu care va fi partea free, că sigur va fi și o parte free și partea bună de obicei plătită. Ce licențe trebuie? Nu, eu vorbeam de licența de minimul de licențe de Office 365 pe care trebuie să le ai ca să poți să folosești Copilot-ul. Mm-hmm. Sau poate n-am întrebat eu, n-am înțeles întrebarea. Sau fie ne întreba de ce licența avem nevoie ca să luăm o astfel de soluție cum am creat noi acum. Da, cred că asta era întrebarea, așa am înțeles eu greșit. Da, Cristi. Păi ai două variante. În orice caz o să ai nevoie de licența de Pro, astfel încât să poți să publici. Plus, după aceea, fie ai nevoie licență separată de Power Automate, fie orice licență de VNet Enterprise 365 de la E1, E3 sau E5. Deci, fie licența standalone de Power Automate, fie licența de VNet Enterprise de 365 pentru a putea folosi zona de Power Automate. Aia care e embedded în Office 365. Uh-huh. Dar am mai văzut și clienți care să fi început de curând cu zona de cloud și nu aveau licență neapărat de Enterprise.
Atunci așa luat licențe separate de Power Automate, astfel încât să lucreze pe zona de, nu știu, să facă un proof of concept, să facă ei ceva acolo, să se joace. Atunci doar au luat separat licența. Un coment pe care nu sunt convins că îl înțeleg de la Iosef. Nu puteam trimite mesaje. Nu sunt convins că înțeleg, Iosef. Se referă tot la demo-ul lui Cristi sau... Vreau să scriu ceva. Am înțeles. Da, dacă nu mai sunt alte întrebări, o să trecem repede la tombola de la ETA2U și revenim la final pentru încheiere. Stai să dau share la ecran. Pam, pam, pam. Ăsta este ecranul. Bineînțeles că tot Power BI folosim, chiar dacă s-a ascuns un pic barele. Formul pe care l-ați completat este urmărit de un flow. Datele le iau de acolo, le pun într-un SharePoint și la SharePoint listul respectiv m-am legat cu un Power BI report. Hai să vedem câți avem în total participanți la tombolă. 9 participanți. Ok. Hai să ne luăm și datele. Tot Power Query folosim ca să prelucrăm un pic datele și să luăm doar numele, ID-ul și țara din care face parte fiecare. Copy. Și acum, marea chestie care ne ajută să tragem la sorți, Wheel of Names. Mie mi se pare foarte drăguță soluția asta. Și bineînțeles că încă nu, tot nu mi-am găsit timp să repar Power Apps-ul ce l-am în spatele visualului ăla de Power BI pentru randomize. Așa că o să facem random de mână. Și drum roll please, să vedem cine câștigă training voucher-ul. Ciprian. Super tare, felicitări! O să-ți trimit în cursul zilei de mâine sau în weekend voucherul de la ETA2U și contactul și modul în care poți să intri în posesie. Cristi, mulțumesc încă o dată că ți-ai făcut timp. Mersi și că ai făcut debug live și că am învățat. Eu am învățat ceva nou, sper că și restul care sunt în, cu noi au învățat chestii noi. Mulțumesc tuturor celor care ați fost aici și ne vedem în 29 noiembrie cu Daniel pentru Tabular Editor.